Începând din acest an, toate automobilele Kia comercializate în România pot fi dotate opțional cu sistemul telematic inovator UVO Connect. În același timp, aplicația pentru smartphone Kia UVO este disponibilă pentru utilizatorii români, atât în versiunea pentru iOS, cât și în cea pentru Android. Sistemul este conceput pentru a aduce condusul în era digitală, conectând șoferii cu mediul înconjurător și oferindu-le informații prin intermediul touchscreen-ului din interiorul automobilului sau prin smartphone. Tehnologia UVO a fost dezvoltată pentru a fi în concordanță cu ultimele reglementări din Uniunea Europeană în ceea ce privește protecția datelor personale, GDPR, asigurând astfel cel mai înalt nivel al protecției și confidențialității datelor. UVO dispune de sistemul Kia Live și poate fi comandat împreună cu sistemul de infotainment cu ecran de 10,25 inch. Sistemul utilizează propriul său card eSIM conectat la internet pentru a colecta și actualiza în timp real informații în timpul călătoriei, cum ar fi informațiile în timp real din trafic, previziuni despre starea vremii, puncte de interes și detalii despre potențialele locuri de parcare, incluzând preț, locații și disponibilitate. Sistemul UVO arată șoferilor locațiile stațiilor de încărcare, disponibilitatea încărcătorului și compatibilitatea conectării. A doua funcționalitate a sistemului UVO este aplicația UVO App, gândită pentru a fi compatibilă pentru smartphone-urile Apple și Android. Aplicația dispune de o serie de funcționalități pentru a oferi utilizatorilor informații diagnostic despre automobilul lor și rutele pentru călătorii. Aplicația permite de asemenea utilizatorii lor să activeze o serie de funcții remote pentru automobilul lor. În funcție de model și nivelul de echipare, utilizatorii pot trimite remote către automobilul lor trasee pentru viitoarele călătorii, pot verifica locația automobilului lor și pot accesa rapoarte și notificări privind diagnosticul automobilului lor. De asemenea, tot în funcție de model și nivelul de echipare, utilizatorii pot avea posibilitatea de a activa sistemul de climatizare pentru a încălzi sau răci habitaclul înaintea unei călătorii. În cazul automobilelor electrice Kia, aplicația permite utilizatorilor să verifice de la distanță starea de încărcare a bateriei, să oprească sau să reia încărcarea printr-o singură atingere a ecranului, permițându-le astfel să beneficieze de un preț mai scăzut al tarifelor la energia electrică dacă încarcă bateria acasă. Aplicația permite de asemenea utilizatorilor să verifice locația automobilului și să acceseze rapoartele și notificările de diagnostic oferite de acesta.